Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Cafenelei. Vom vorbi astăzi, ca în fiecare zi, despre altă temă, cu alt invitat. Ieri am vorbit despre modul în care autoapărarea, de fapt, ne ajută pe noi. Astăzi vorbim despre cuvânt, despre modul în care avem în cuvânt o armă și, de ce nu, ne influențează cuvântul și ceea ce rostim ne influențează viața. Vorbim cu Mirela Maria Iene, invitata ediției de astăzi. Mirela este scriitoare. S-a ocupat și de scris, dar se ocupă de fapt și de cuvânt, de analiza lui, de analiza vorbirii, de ce nu, a rostirii. Și astăzi vom avea un dialog cu Mirela pe tema cuvintelor și pe tema cuvântului. Bun revenit, Mirela, la Litoral TV. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Și eu mulțumesc pentru onorarea ei. Nu ne-am întâlnit de mult, de 3 ani. Da. De la lansarea cărții Frânturi, da? Pe... De gânduri pe aleea muzicii. Sigur că da. O carte frumoasă de altfel și despre care noi am vorbit într-o întâlnire anterioară, tot într-o cafenea. Da. Dar era cafenea la propriu, aici în studio. Deși avem ceștere de cafea în față și tot cafenea am putea o numi. Da, și întotdeauna o cafea vorbită, spun eu că aduce așa bucurie în suflet. Sigur că da. Și invitația de astăzi mă onorează că... Și pe noi. Este, se vorbește despre cuvânt. Despre însemnătatea cuvântului, despre acest dar minunat care vine direct de la Dumnezeu. De ce este important cuvântul, Mirela? Este foarte important cuvântul pentru că, în primul rând, este darul care vine direct de la Dumnezeu. Deci esența vieții, da, este tocmai acest cuvânt. Da? Dumnezeu a dat o însemnătate și o putere colosală acestui cuvânt. Nu putem să trăim fără cuvânt. Deci sigur, zi de zi, viața ne este însoțită de cuvinte. Zi de zi nu putem să excludem cuvântul, adică... De fapt, problemele vin de aici, din lipsa de comunicare, se tot spune mereu, și de către psihologi, de sociologi, da, lipsa de către, de către neurologi, de ce nu? Atunci când nu comunicăm, când ne închidem în noi, când suntem introvertiți, ajungem și în depresie. Lăsăm pe ceilalți, da, ajungem în depresie, îi lăsăm pe ceilalți să creadă despre noi, considerând noi că i-au înțeles prin semnalul nostru, prin tăcerea noastră. Dar, de fapt, ceilalți nu înțeleg ceea ce noi vrem să le transmitem și atunci ar fi foarte bine să le vorbim, da? Da, pentru și uneori nu avem curajul să le vorbim. Da. Și de aici vin tot acest dezechilibru. Da? De ce nu există curajul? Ce se întâmplă cu noi? De ce nu există, teamă? Probabil, nu știu, probabil că și așa am fost și suntem setați și crescuți de multe ori. Să nu avem curaj să spunem ceea ce gândim. Ni se spune dacă, acasă să-ți vezi de treaba, da, ta, să nu vorbești. Da, ni se spune de mici, ai grijă, fii politicos, n-ai voie asta, n-ai voie asta. Nu te... Bine, asta este chiar ok, să nu ne lăudăm, să ne laude alții. Da, da, trebuie de fapt să ne promovăm și atunci când noi suntem într-o ecuație, să spunem, profesională, putem să spunem, eu pot să fac asta, pot să fac cealaltă, știu să fac lucrul ăsta, adică transmit până la urmă un mesaj prin care îi ajut pe colegii mei să le demonstrez că de fapt știu să fac ceva. Asta nu înseamnă laudă. Nu, de fapt înseamnă. E promovare. Ori noi suntem învățați să fim descoperiți, adică să ne rezervăm discuția legată de noi cu altă, sau de fapt să nu vorbim deloc despre noi, pentru că asta ar însemna că ne lăudăm. Ceea ce într-o anumită măsură poate că e greșit. Dacă păstrăm măsura în toate și cu da, această laudă. Și asta e adevărat. Și așa, asta e adevărat. Este foarte bine și ok și atunci nu vom ajunge la acea laudă și la acea mândrie despre care ați vorbit, da, dumneavoastră acum. Câte, da, cuvinte eu... rostim într-o zi? Într-o zi rostim 25.000 de cuvinte și dacă le-am adunat timp de un an, am constatat că reușim să scriem 100 de cărți, a câte 500 de pagini. Foarte este interesant. Foarte interesant. Da. N-am știut cifrele astea. Din n-am cărțile, fost conștient de ele. Da, ce e trist, că din cele 100 de cărți, a câte 500 de pagini, foarte multe vor fi pline de cuvinte cu vibrație joasă. Cuvinte bârfe, da, răutăți, minciuni. Da, și le rostim fără să ne dăm seama că tocmai aceste cuvinte pot deveni niște arme periculoase. Pot pentru noi, în primul rând pentru noi. În primul rând pentru... Nu a zice în primul rând pentru noi. În primul rând pentru cel... căruia îi sunt adresate aceste așa, cuvinte. Și nu se întorc și la noi? Da, o să vorbim mai târziu de energia cuvântului. De, da, de ce, efect. Dar, de ce un cuvânt este vibrație joasă? Ce conține? Cuvântul cu vibrație joasă este cuvântul care este rostit cu răutate, da, care spune ceva urât, da, și atunci are vibrație joasă. Sau deligrează pe celălalt.
E clar că, tocmai asta voiam să spun, că cuvântul la un moment dat poate să devină o armă, poate să taie mai mult decât lama unui cuțit. E adevărat. Și ce este interesant este că aceste cuvinte, nu ne dăm seama de puterea acestui cuvânt și devine o armă periculoasă, o armă care nu lasă urme. Lasă urme în sufletul celui care a fost afectat de acel cuvânt. Nu urme fizice. Deci cuvântul chiar este... Trebuie să fim atenți când rostim cuvintele și le rostim cu lejeritate, le rostim fără să ne dăm seama că uneori, fără să vrem, zi de zi, cu siguranță că am putea să omorâm sufletește pe cineva. Da, păi în Sfânta Scriptură și în general în teologii, în diferitele religii, ura rostită, cuvântul rău, cuvântul de denigrare, este, adică toate aceste cuvinte sunt... considerate ucidere a spiritului, da, prin uciderea cuvântului. Nu trebuie să te ucidă cineva fizic, biologic. Da? Asta pentru că nu respectăm niște reguli morale și uităm de ce a spus Mântuitorul. Iubiți-vă unii pe ceilalți. Unii pe ceilalți, dacă ne-am iubit și ne-am respectat, cu siguranță că n-am aduce așa răutate și nici suferință în sufletele oamenilor. Da, de fapt, tot așa am văzut un pasaj legat de... Cred că era un pasaj scris de un sociolog care susținea că, de fapt, dacă ar exista iubire reală în lume și afecțiune a oamenilor, conflictele interumane ar fi foarte reduse și ar fi o situație, ar domni o situație de liniște și de acalmie. Și dacă fiecare, moral, i-a respectat celuilalt drepturile. Iubire, adică, și respect. Și respect, dacă sigur, exista, sigur. Cu siguranță că am trăit așa într-o armonie. Noi, de fapt, nu facem dar asta. Dar nu știm să trăim în armonie și zi de zi suntem martori la dizarmonii pe toate planurile. Apropo de puterea cuvântului rostit, atunci când îi condamnau grecii, îi legau pe condamnați la gură să nu blesteme, pentru că știau că odată blestemul rostit se și împlinește. Bine, probabil că ei imitau acele energii și prin gând, pentru că se poate și lucrul acesta prin puterea minții. Cert este că e o tradiție din cultura greacă care spune lucrul acesta și cred că astăzi este la fel de adevărat, apropo de rezonanța redusă, de nivelul jos al cuvintelor, de nivelul de jos al cuvintelor. Și tot de însemnătatea cuvintelor, pentru că tot ați amintit de greci, chiar se spune că dacă am ști puterea cuvântului, înainte de a fi rostit am tăcea 3 ani. Am înțeles. Ca asemenea, cum se întâmpla în școlile pitagorice, când discipolii veneau la aceste școli și fiecăruia îi se dădea un anumit timp de tăcere, da? Da, doar pentru ascultau. Că doar ascultau, da? Că ascultând, atunci din discipol putea să devină erudit. Noi lansăm cuvintele așa, cu lejeritate, fără să gândim și fără să ne pese că putem așa... fără să avem o armă în mână, să ucidem pe cineva cu un cuvânt. Sigur, și să denigrăm, să umilim. Facem asta de multe ori fără să ne dăm seama și cred că e și o competiție între noi oamenii, cine aduce mai multe, cine aduce mai multe acuze sau cine rostește. N-ar trebui să fie competiția asta, ar fi să fie competiția a cuvintelor frumoase și mi-a plăcut un proverb foarte frumos, spune că un cuvânt de laudă și un cuvânt frumos vine ca o alifie pe rană. E adevărat, păi chiar așa este, dacă ne raportăm doar la experiența noastră. Atunci când auzim vorbindu-se bine despre noi, ne simțim bine. Când auzim vorbindu-se rău, ne simțim, adică suferim în sensul acesta. Toți suntem, natura umană e construită asta așa. E. Ne place să fim lăudați, nu ne place să fim criticați. Sigur. Criticile le acceptăm când vin de la prieteni, că acelea sunt constructive. Deci nu sunt lansate cu răutate, cu energia aceea cuvântului care să distrugă și să deranjeze. Sau critica spusă în termeni frumoși, plăcuți, lipsiți de elemente, să spunem, jignitoare. Există astăzi în cultura socială, nu doar în România, în general în lume, ideea conform căreia cu cât rostești mai multe cuvinte și ești mai dur, țip mai mult, ai tupeu, cum se spune, mă rog, cu ghilimele de rigoare, reușești în viață. Cât e de adevărat? Nu aș spune, pentru că în momentul când ridici tonul, imaginar se așează o barieră între persoana care rostește și cel care ascultă, da? Da. Și atunci poți să țipi și uităm că există și o energie între inimi, da? Da, există o energie în momentul când eu rostesc cuvântul cu un ton ridicat,
totul se dezechilibrează. Și atunci țipăm și țipăm degeaba, ridicăm tonul degeaba, pentru că cel care se află în fața noastră nu va auzi niciun cuvânt și nu va lua în seamă nici măcar cel mai mic cuvânt din cel rostit de noi. Sigur, deci că da. Nu și-are rostul tonul ridicat. Poporul român, da, vorba dulce, multă dulce. Da. Înțelepciunea țăranului român. Da, vorba dulce, care, multă dulce, da, așa este. Da, și asta atunci, se dacă am spune cu calm și am explicat cu calm, cu siguranță că persoana respectivă ne-ar înțelege perfect. De ce nu suntem calmi noi? Ce se întâmplă cu noi, de fapt? Unde ne transformăm? Știți ce se întâmplă? Îi urmăresc emisiunile domnului profesor Dulcan. Un om de excepție pentru mine. Nu știm foarte multe reguli. Da, nu știm foarte multe reguli. Suntem încruntați tot timpul. Da. Nu mai știm să zâmbim. Și atunci suntem, normal că energia aceea de care avem noi nevoie, energia benefică, nu o să stea în preajma noastră. Dacă sigur. Eu sunt încruntată, dacă eu ridic tonul, dacă permanent sunt nemulțumită de tot ce mă înconjoară și nu știu să mă bucur de ceea ce am, de puținul, și nu știu să mă bucur, că tot vorbim de cuvânt, de timpul pe care cineva ni-l dăruiește. Da, care de acest înseamnă timp, mult, de fapt, timpul de dăruit. De acest timp care înseamnă foarte mult, înseamnă bucăți din viața celui care se află în fața noastră și nu realizăm că acele părticele mici din viața persoanei respective nu se vor întoarce niciodată. Și atunci nu știm să apreciem acest mare dar care vine la noi, da? Din partea unor cunoscuți, din partea celor dragi, din celor partea unor prieteni sau pur și simplu colegi. Sigur, da? Sigur. Și atunci nu mai știm și permanent suntem încruntați, ne uităm urât, suntem agitați și ne mulțumiți de tot ce ne înconjoară. Noi așteptăm, de fapt, de la prietenii noștri, atunci când vin, nu prețuim prezența lor. Adică ei se oferă pe sine cel mai bun cadou. Apreciem dacă ne oferă ceva, dacă vin cu ceva. Pentru că nu mai știm. De ce suntem așa? Zic eu așa că ne-am transformat noi la nivel cognitiv, genetic? Da, cred că ne-am transformat de câțiva zeci de ani. Nu mai avem acea educație simplă și sănătoasă care era la țară. Da? Da, și care, în care știam, oamenii apreciau întâlnirea de sărbători cu rudele. Nu trebuia să se anunțe, nu trebuia să vină nici cu sacoșile și să deschidă ușa cu piciorul, da? Deci era prezența, bucura sufletului, era o bucurie a sufletelor. Nu mai avem, pentru că viața ne obligă să fim raportați la partea materială, viața ne obligă să avem alte pretenții și singur să, știu eu, să permanent să ne dorim mai mult, mai mult, mai mult. Și atunci, simpla prezență a unui prieten sau a cuiva drag nu o să ne mai bucure. Da, nu ne mai bucure. O să ne uităm la ceas că n-avem timp și a venit neanunțat. E adevărat, din da, păcate. Da, deci nu mai e educația aceea simplă. Da, era simplă, dar era sănătoasă pentru că ne crea o armonie și ne bucurau cuvintele, da? Uitați-vă acum că oamenii se întâlnesc și majoritatea sunt cu telefoanele. Chiar și copiii cu degetelele pe telefon, am văzut, da? Nu mai există cuvânt. Socializează, adică stau la aceeași masă și toți sunt pe... Da, deci nu mai există dăruirea cuvântului, nu mai există energia cuvântului, nu mai știu să primească această energie a cuvântului. Apropo de timp, Marin Preda spune, de fapt, într-unul dintre romanele lui, că timpul avea răbdare cu oamenii atunci, adică oamenii se simțeau bine în prezența prietenilor și unuia în prezența celuilalt. Acum se pare că, de fapt, timpul nu mai are răbdare cu oamenii. În sensul acesta percepem noi că nu mai avem timp și cred că suntem angrenați în prea multe lucruri și atunci pierdem esența aceasta. Pentru că nu mai știm să ne dăruim timpul de care avem nevoie. Da? Să poți să stai și să reflectezi. Apropo de domnul profesor Dulcan, vorbește despre inteligența materiei și despre modul în care materia noastră, noi suntem alcătuiți din mai multe elemente ale materiei, care de fapt materia are inteligența ei. Se rezumă această inteligență sau comunică cu ceea ce noi discutăm? Sau are un rol pentru important? Pentru că domnul profesor Dulcan amintește de microcosmos și macrocosmos. Da, da? Și noi avem impresia că eu, persoana, da, Mirela, nu reprezint nimic. Și poate că gânduri nu realizez că felul meu de a gândi, felul meu de a mă adresa cuiva,
chiar are importanță. Da, pentru alte pentru persoane că, care au știut să aprecieze da, și care ne doresc prezența. Da, pentru că noi uităm prezența. Că gândurile noastre sunt niște energii fantastice care pleacă undeva în astral, așa cum spune domnul da. Profesor Dulcan. Da. Și uităm că avem nevoie de această armonie, de o armonie între cer și pământ. Da, universală, da? Adică universală, sigur, da, că da. Da. Există un experiment despre care ați mai vorbit cu apa. Da. Experimentul doctorului Masaru Yamato, care mi s-a părut foarte interesant, este și cartea se poate găsi și chiar merită citită. Este și în română tradusă, să este și în română, da, dar o să spun pe scurt acest experiment da, care mi s-a părut nemaipomenit. Deci ia mai multe sticle cu apă. Da. În prezența anumitor jumătate, le împarte în două, jumătate le sunt atribuite cuvinte frumoase, cuvinte benefice, cuvinte cu vibrație. Conținutul da? Acelei ape, din acele sticle. Da, deci așa? Sticlele sunt în față și sunt adresate. Bucurie, iubire, binecuvântare, da. Exemplu, ca cuvinte. Celelalte sticle sunt puse în alt loc și sunt adresate cuvinte rele, urâte, jignitoare, da? Da? Pune aceste sticle la să înghețe la congelator, da? Fotografiază cristalele de apă. Și experimentul este uimitor. Cuvintele în fața cărora sticlele în fața cărora au fost rostite cuvinte benefice au forme foarte frumoase, armonioase, perfecte, simetrice. Da. Deci chiar merită cartea, pentru că acolo fiecare este explicat și cu fotografiile de rigoare. Celelalte au forme în care au fost atribuite cuvinte negative, cuvinte urâte, grele, de vibrație joasă, au forme diforme, chiar urâte. E, și aici este interesant acest experiment. De ce? Pentru că noi ar trebui să fim foarte atenți, că nu suntem imuni la cuvinte. Sigur și că uităm da. Că noi suntem 70% da, din corpul nostru este apă. Este apă, da. Și atunci cred că ar trebui să fim mai atenți. Apa la memorie, aceste, la rândul ei, da? Da, la aceste cuvinte. De ce? Pentru că și aici vin și aduc aminte de aceste afirmații, da? Dacă o persoană este bolnavă și permanent spune, a, păi n-am să mă fac bine, sunt, mi-e rău, nu mă simt bine. Permanent induce, da, pentru că, exact cum am spus în urma experimentului doctorului Yamato, induc starea de rău, da? Și atunci corpul meu nu se va vindeca cu lejeritatea sau pe care, mă rog, medicul, medicamentele și da. Așa mi-o sau puterea ajută. Gândului, faptul că îți induci ideea că te vei face bine, că vei reuși, că păi vei, aici vei rezista. Da, da, eu aici cred că ar trebui fiecare să știm importanța afirmațiilor și să ne gândim că o afirmație ne ajută foarte mult. Și de ce ne ajută? Pentru că eu pur și simplu îmi creez, da, acea afirmație și acea afirmație o să mă ajute. Și aici îl amintesc pe, a spune eu, părintele afirmației, da, în urmă cu 100 de ani, psihologul și terapeutul Emil Cuie da. A cercetat și a descoperit cât de importante sunt aceste afirmații. Și dacă noi am rostit în fiecare zi o afirmație pe care putem noi să ne-o facem da. Legat de starea de sănătate sau de ce ne propunem da, da. Să facem, am observat că ne ajută foarte mult. Și afirmația lui Emil Cuie sună cam așa, în fiecare zi mă simt din ce în ce mai bine. Da. Păi dacă eu dau această informație corpului, el care este 70% da, apă, da, cu siguranță că spunând în fiecare zi, mă va ajuta și... Și starea se va îmbunătăți. Starea se va îmbunătăți. Starea se va îmbunătăți. Și sunt atâtea... nu doar, nu că mă plac exemple. Mie, sunt da, exemple care chiar au dat rezultate aceste afirmații. Păi s-a demonstrat că în momentul în care noi despre noi rostim sau cel puțin gândim în sens pozitiv, ajutăm la nivel neuronal, pentru că tot ceea ce e de fapt mobilitatea corpului, grupele de mușchi, până și mușchii transmit prin senzori, transmit impedanța aceasta la nivel cognitiv, pentru că noi avem energie, avem și electricitate de fapt în corp,
Și ajută, de fapt, mișcarea, mușchii ajută, dau această impedanță, acest semnal creierului, care, de fapt, reunește și pune în mișcare sinapsele și afirmațiile legate de pozitivitate și de starea de bine, de intenția de a trăi bine, a trăi curat, a trăi, să spunem, frumos, au impact direct asupra modului nostru de gândire, pentru că, exact cum spuneați despre apă, preia, de fapt, creierul și toate celelalte elemente, să spunem, cognitive, această stare a minții noastre. Păi, creierul, în momentul când rostim afirmația, creierul o preia, da, și o transmite mai departe, da, și atunci pur și simplu se duce, se activează o luptă, da? O luptă cu trupul care e bolnav, da? Și venind afirmația, creierul o preia și transmite acele cuvinte de bine, de însănătoșire. Și rezultatul este... De fapt, și medicii spun că pentru a te face bine trebuie să ai o gândire pozitivă, adică să gândești pozitiv și să crezi tu că te poți face bine. Permanent altfel, trebuie să avem încredere, da? Altfel, până și un medicament, dacă luăm și nu luăm cu încredere și nu luăm cu gândul că ne face bine, da, aici intervine efectul placebo. Placebo, și da, exact. Cu siguranță că dacă nu l-activăm, nu o să ne facă bine. Sigur. Putem să luăm medicamente prescrise de cel mai bun medic, că nu o să ne facă bine. Dacă nu o să-mi facă bine și nu o să mă simt bine. Efectul placebo are cu adevărat însemnătatea. Da, noi. Și s-a și studiat efectul placebo în diferite situații și în cadrul diferitelor științe. Și în știința aceasta medicală, a tratării, de fapt, diferitelor afecțiuni, și în științele acestea neurocognitive, care de fapt se ocupă cu studiul creierului, pentru că știința încă nu a reușit să aducă în discuție și să aducă o cunoaștere aprofundată a sistemului cognitiv uman. Creierul este mult prea complex decât îl înțelegem noi și decât îl cunoaște știința. Și cred eu că pe măsură ce timpul trece, experimentele diferite, precum cel legat de efectul placebo, aduc până la urmă rezultate și un plus de cunoaștere. Da, aici chiar am citit și mi-a plăcut tare mult, chiar o întâmplare destul de frumoasă, cu un grup de bătrâni, toți vin cu gonartroză, da, la o parte din acești bătrâni li se spune că vor fi operați și totul va fi bine și așa și vor putea merge fără probleme, dar în realitate ei nu sunt operați, li se face o mică incizie, ca să vedeți cât de mult contează, da, creierul, puterea, da, gândului, da. Și ei mergeau cu lejeritate. Deci efectul placebo are... Doar că și-au indus că în urma unei operații ei vor merge. Da. E declicul acela care, da, s-a produs. Da, și celălalt grup, li s-au dat niște medicamente care nu erau musai pentru gonartroză, da, și au putut să meargă fără probleme, care a spus că e un medicament nou care o să aibă rezultate și nu vor mai ajunge la operație. Deci, puterea, da, chiar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut și de aici cu adevărat creierul este o putere fantastică și da, nu știm, din păcate, da. Și aici aș veni eu că să completez, noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar această asemănare nu înseamnă asemănarea fizică. Noi avem picătura aceea de dumnezeire. De și oare dacă, da, avem acea picătură de divinitate? E clar că avem și noi niște puteri cu care am fost înzestrați, dar pe care le-am cam uitat și nu le tratăm, da, cu atenție. Te rog să luăm o pauză, ne oprim, pentru că vreau după aceea să discutăm apropo de relaționarea cu Dumnezeu și cu planul acesta astral. Blag are o teorie, Lucian Blaga, legată de relația lui omului cu Dumnezeu și modul în care această relație se conturează. Luăm pauza și revenim. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Revenim în câteva minute cu invitata ediției, Mirela Maria Iene. Revenim în 2 minute. Am revenit în partea a doua a ediției de astăzi a Cafenelei. Vă reamintesc, pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele pe Litoral TV,
Invitata ediției este Mirela Maria Iena, este scriitoare și vorbim astăzi despre cuvânt, despre puterea aceasta a cuvintelor și despre noi, despre felul nostru de a fi, despre cum ne comportăm în societate și cum comunicăm. Te rugam după, adică înainte de a lua pauză, te rugam să ne oprim ca să nu te, să nu te încurc și să nu te întrerup. Și spuneam că, de fapt, plecând de la această idee a modului în care omul e legat de Dumnezeu, are acea dumnezeire de care spuneai, pentru că de la teluric, cel pământesc la astral, am adus aminte și pe profesorul Dulcan, pentru că el dezvoltă această idee în macro-univers. Blaga, și amintam de Blaga, spune că de fapt omul este un mister periferial al existenței universului și este diferențial divin, da? Adică în sensul în care Dumnezeu își transmite puterea prin individ, prin om. Acest concept de diferențial este mai degrabă apropiat de domeniul ingineriei, de tehnică, deci transmite mișcarea motrică de la un propulsor către diferite roți. Asta e diferențialul, dar Blaga îl folosește aici, îl utilizează în sens filosofic, adică diferența între Dumnezeu și om. Adică omul, dacă nu ar fi avut pe Dumnezeu, trebuia să-l inventeze. Asta spune și Descartes, de fapt, pentru că ideea noastră globală, ideea noastră, ideea umanității, de fapt, este că cineva ordonează lucrurile, este un mare arhitect care, de fapt, ordonează întreg universul. Și omul n-ar fi avut echilibru existențial fără ideea aceasta divină, fără Dumnezeu și fără ideea de creator. Blaga, apropo, nu-l aduce aminte, îl definește în concepte precum marele creator sau marele anonim, da? Pune cumva, are o filosofie, deși teologică, o pune în termeni filosofici foarte bine gândiți. Da, pentru că ți-am amintit de Descartes, am citit, nu știu cât de adevărat este, dar sunt convinsă că este foarte adevărat acest experiment. Descartes și ce se întâmplă? Clar, nu credea că era ateu, da? Și atunci fac el și Rousseau, fac un experiment cu un copil. Acel copil hotărăsc să fie crescut, dar fără să amintească de cuvântul Dumnezeu sau religie creștine sau rugăciune, de valorile creștine, da? Da. Este dus undeva într-o insulă, să spunem, zilnic au grijă de el și după o perioadă, să spunem o lună de zile, se duc și constată că acel copil se rugă la soare. Deci, ajung la concluzia că ideea de dumnezeire există imprimată în ADN-ul nostru și mi-a plăcut foarte mult acest experiment și sunt convinsă că în final nu există om ateu. Da. Pentru că și acel ateu, în momente cheie, în momente, știu eu, de răscruce, vis-a-vis de situația, nu știu, de stare de sănătate a lui sau a copilului, o să ridice ochii către cer. Deci, da. Mihail Sadoveanu, scriitorul nostru român, a fost mason, se știe foarte bine, a fost până la urmă un coordonator al unei loji masonice importante și evident legat de Dumnezeu el nu a crezut, asta se și confesează de fapt și ajunge la finalul vârstei, la finalul vieții de fapt, la o vârstă înaintată, să doarmă cu Biblia sub pernă, da? Și asemănătorul lui Sadoveanu a fost, de fapt, cazul și altor, să spunem așa, mari intelectuali ai lumii, inclusiv Einstein. Aduce în discuție, de fapt, această dimensiune, să spunem, a divinității în tot ceea ce a creat. Ați amintit de Biblie și aici mi-am venit așa în minte, în gând, da? Cuvintele lui Goethe, care spune că dacă ar fi să fie închis într-o închisoare și s-ar îngădui să ia o singură carte, ar alege Biblia. Deci iată că și marii filozofi, oameni importanți, descoperă într-un final sau nu chiar într-un final importanța cuvintelor din Biblie. Da, sunt convins și într-adevăr așa a spus Goethe, și pentru că el este filosof, era filosof și Biblia în definitiv este un cod filozofic. Da. Pentru că nu e la îndemâna oricui, deși noi avem impresia că toți ar înțelege-o, de fapt greu. O înțelege puțină lume, pentru că Biblia e un cod filozofic care trebuie decodificat, trebuie explicat,
Da? Deci, iată că și oamenii. Din nefericire s-a făcut explicația aceasta și comunicarea cumva greșit pe alocuri, a fost cumva răstălmăcită. Din cauza aceasta și diferențele de gândire și de ritual în multe confesiuni, în modul în care, de fapt, confesiunile au regândit întregul parcurs biblic. Dar importanța afirmațiilor de ce este mare? Este foarte mare, că ne ajută foarte mult. Și dacă marele Emil Chieda a reușit să facă un studiu, să scrie o carte legată de aceste afirmații, eu zic că ar trebui să nu le tratăm cu indiferență. Și negațiile, de fapt, nu au aceeași importanță, nu? Negațiile, de fapt, păi și negațiile, dacă eu spun nu și leg de câteva cuvinte, devine o afirmație pe care eu mi-am însușit-o, da, și nu-mi face bine. Deci afirmațiile trebuie să fie permanent pozitive, da? O încărcătură pozitivă. Ai devenit pozitivă. Conștientă de faptul că poate într-o parte a vieții nu ai ținut cont sau, de fapt, nu ai avut o monitorizarea a ceea ce discuți, ceea ce stăpânești din perspectiva vorbirii și conștientizând acum această putere, să spunem, a cuvântului nu, și a rostirii? Cred că nu am avut informația necesară, da? Vis-a-vis de această putere a cuvintelor. Nu pot să spun că am avut așa un dezechilibru legat de cuvinte, că eu spun așa că îmi place să dăruiesc cuvinte. Îmi place să colecționez cuvinte, da? Bine, cuvinte frumoase, pozitive. Cuvinte, da? Frumoase și pozitive, da. Da, asta este clar. Și aceste cuvinte frumoase trebuie să realizăm că în simplitatea cu care sunt scrise și spuse, și eu spun că întotdeauna un cuvânt, dacă este însoțit de picături de suflet, cu siguranță că va rămâne un ecou frumos în sufletul, da, oamenilor. Picături de suflet, foarte frumos spus. Da, asta mă folosesc foarte mai des. Mai degrabă e poetic. Viața de zi cu zi nu facem asta. Nu facem asta. Că poate că și pentru mai puțin. Că am scris și sunt așa un picuț în latura doamnelor romantice, da, nu mă pot schimba, da. Dar zic eu că dar chiar dacă nu e cu picături de suflet, poate să fie cu o binețe dăruit, sigur, cuvântul. Și dacă eu am făcut așa o paranteză pentru că e foarte frumos ce ai spus și într-adevăr romantismul trebuie să primeze pentru că e partea frumoasă a existenței noastre și ne amintim cu plăcere de perioadele plăcute. E partea care probabil că în interiorul nostru formează acele cristale frumoase, da? Da. Apropo de experimentul da, cu apa. Da. Și foarte frumos spus picături de suflet, numai că noi de regulă nu suntem capabili să le înțelegem și nu suntem capabili să dăruim suflet. Dăruim foarte puțin din sufletul nostru, că foarte mult se închid. Spun, vai, nu mai deschid niciodată pentru că am fost trădată, am fost mințită, vreau, păi, gata, mă închid, da, nu mai răspund că și de fapt nu ne facem rău nouă. Păi că nu mai comunicăm cu noi și cu ceilalți. Da, și închizându-ne de ce? Noi. Pentru că ne plimbăm într-o lume în care fiecare își pune pe față o mască și da, pleacă cu adevărat o mască la plimbare, da? Da? Și atunci e clar că acel om nu este persoana care este în interiorul lui, da? Și nu poate să dăruiască acel cuvânt cu picături de suflet pentru că el își pune masca de om bun, om frumos, om așa, dar în realitate poate să fie chiar un călău. Noi simțim pe oamenii care au energii negative. Păi îi simțim pentru că ne simțim foarte bine în prezența lor, pentru că în prezența oamenilor cu energii pozitive constatăm că timpul parcă s-a oprit în loc. Da. Și orele trec. Și când ne uităm, nu ne vine a crede că au trecut câteva ore, pentru că suntem în preajma unui om care a dăruit cuvinte simple și cuvinte frumoase. Și cu picături de suflet. Și cu picături de suflet, normal, din punctul meu de vedere. Eu întotdeauna așa le dăruiesc. Da, foarte frumos. Și sper să ajungă. Păi ajung cu și dincolo de sticlă, tot cu acele picături de suflet. Ajung cu siguranță. Da, ajung sunt convins cu siguranță de asta. Da. Apropo de în spatele unei măști poate să fie un călău, s-a demonstrat experimentul acesta în tragicul secolul 20, în multe situații, când oameni aparent normali au fost capabili să omoare alte mii, zeci de mii de oameni. Aici mă refer la ofițerii care au activat în serviciul militar al armatei germane și care s-au ocupat, de fapt, cu exterminarea unor populații la scară mare, da, în teritoriile ocupate. Și aparent erau oameni care aveau familii, care făcuseră studii, care trăiseră extrem, s-au întors, mulți dintre ei au scăpat, n-au fost pedepsiți niciodată și s-au întors înapoi la o viață normală și au crescut nepoții și au murit de moarte bună. Da?
Apropo de ceea ce se ascunde în spatele unui chip care joacă un rol. Noi suntem, de fapt, partea jocului de rol în societate. Jucăm roluri ca așa de bine. Că suntem actori pe scena vieții, da? Da. Și cândva am scris un eseu, mă rog, lucram la un liceu și atunci am fost nevoiți să scriem... Ce făcea la liceu, profesoară? Da, de psihologie. Da. Și un eseu foarte frumos, pornind de la cuvintele lui Mircea Eliade. Da. Și atunci am scris și am... trebuie să-mi amintesc și citatul. Nu contează, contează contextul în care a scris eseul și rolul, adică rostul lui, rostul, ce efect a avut el. Rostul lui, da, mă rog, era clar citatul și pe tema acestui citat noi trebuia să dezvoltăm. Este foarte important, eu mi-am imaginat așa, când ne naștem, primim fiecare câte un plic de la marele, cum a spus dumneavoastră mai devreme, marele regizor, arhitect, marele creator. Arhitect, creator, da? Și poate că întâmplător, da, un plic, în care ne primim rolul, da? E clar că toți am vrea să fim actorii principali, da? Să fim, să jucăm rolul important. Din păcate, nu toți primim acel rol pe care ni-l dorim. Și atunci trebuie să ne ducem rolul pe scena vieții. Și exact cum spuneți... E greu să duci rolul pe scena vieții. Este greu. Foarte greu. Este foarte greu pentru că la un moment dat devenim buni actori, dar constatăm că ne mințim pe noi. Da, când venim acasă asta. Și ne dăm masca jos. Da, e adevărat și lucrul acesta. Și nu e chiar plăcut. Sigur, la rolul acesta al vieții nu există restanțe, n-ai cum să repeți. Da, mi-am amintit citatul. Singura bătălie pierdută este cea pe care n-ai dat-o niciodată. Da, e adevărat. Da. Da. Că nu știi ce ar fi urmat. Ori o câștigai, ori pierdeai. Da. Și că atunci când... Și mai este, de fapt, o prelungire. Atunci când pierzi o bătălie, nu pierzi un război. Bine, e nefericit aleasă această comparație. Mie nu-mi place războiul și nu-mi place, de fapt, să vorbesc despre el și despre luptă. Dacă ar fi după mine, aș desfința toate armele din lume. Și consider că, de fapt, ele nu și-au rostul, pentru că atât timp cât vorbesc armele oameni, nu mai vorbesc, da? Și ele pot face foarte mult rău și fizic și din perspectiva aceasta psihologică. Deci cuvinte cu vibrație joasă. Da, da, da. Da. Cuvinte cu vibrație joasă. Da, cu vibrație joasă. Da, sigur. Da. Arme, război. Da, bombe. Sigur, bombe, da. Da. Lucruri care ne spăimântă, care... ne fac rău. Vorbeam despre, ai adus aminte de proverbe. Cât de importante sunt ele? Că ele tot sunt tot păi partea cuvintelor. Da, eu cred că poporul nostru, nu știu, e structurat pe proverbe, nu? Ce, da, da, cred că nu există, da, permanent. Și legate cuvinte sunt, cu siguranță că sunt o grămadă de proverbe, dar mi-a plăcut, sună foarte frumos. Cuvântul este icoana gândului și faptele omului, icoana sufletului. Da. Asta mi-a plăcut tare mult. Da? Este foarte adevărat. Chiar așa e. Și chipul nostru, de fapt, noi avem un chipul pe care îl merităm. Și ne spune, de fapt, vis-a-vis de chip și de răutatea omului, spune că omul rău rănește și omul rău întotdeauna va atribui cuvinte rele semenilor. Da, pentru că de fapt e canalizat. Că pe nu poate, cât ar acesta... vrea el să iasă în lume cu acea mască frumoasă, nu poate. Deci cuvintele lui îi rămân în gând, da? Și atunci rostește exact ce are. Dacă în ne raportăm la proverbe, vom vedea că ele sunt foarte autentice și de fapt descriu situații pe care poate le cunosc cei care au trăit înaintea noastră, le cunoaștem și noi și comparând proverbul și memorând cu memorând, de fapt, proverbul sau comparându-l cu o situație concretă sau un exemplu concret, el se adeverește. Da, și altă tot legat de cuvânt, că trebuie să rostim cuvintele în măsura și să fim foarte atenți la persoanele care ne ascultă. Deci niciodată să nu venim cu cuvinte, spun eu așa, mai nu urât, cu cuvinte pompoase, da, în fața unor oameni care n-au cum să le înțeleagă. A, da, adică deci să trebuie vorbești să vorbești pe înțelesul fiecăruia. Da, la nivelul da. Fiecăruia. Dar asta trebuie, de fapt, să fie o componentă, să spunem așa, a celui care este comunicator. E un dar și ăsta. Da, e un dar al vorbirii, sigur, să știi cum să te faci înțeles. Vorbești pe înțelesul da? Tuturor, indiferent de situație, da? Deci... Și e un dar pe care îl moștenești, dar trebuie să-l educi.
Pentru că orice trebuie să se le educă. Duci, da, pentru că permanent în viață zic eu că trebuie să furăm de la cei cu care venim, da, uite, și aici la cafeaua asta vorbită, trebuie să furăm cuvinte, să furăm, da, și să ne însușim. Dacă bine, rămânem așa aia, pe ideea și eu știu, eu judec cel mai frumos, eu gândesc cel mai frumos, nu o să învățăm nimic și nu o să evoluăm niciodată. Sunt convins. Întotdeauna un alt proverb, bozicală pe care, știu, mi-a rămas întipărită de mică, întotdeauna să te împrietenești cu oameni mult mai sus decât tine, da, pentru că vei avea de învățat. Sigur. Și păi asta ne ajută foarte mult. Ne ajută foarte mult. Ne ajută foarte mult. Acei oameni ne legitimează, ne includ, avem, adică sunt modele pentru noi. Da, ne face să gândim mai frumos. Ne pot ajuta și nu numai asta, ne pot oferi modele pe sine, pe fiecare dintre acei oameni, putem să-i luăm drept modele și să tindem către ceva mai bun, mai important. Da, din păcate acum în lipsa, că oamenii au uitat să mai comunice și nu mai au bucuria de crezi a comunica. Crezi că au uitat să comunice, da? Da, pentru că aceste telefoane ne sunt la îndemână da, și... Da, vorbim la telefon. Nu întotdeauna vorbim, știți? Mesajele acelea prescurtate și uităm valoarea cuvântului. Cu da, încet, adevărat. Încet, valoarea cuvântului o să se piardă și o să ajungem să auzim în stânga, în dreapta, vai, dar ce m-ai enervat că a vorbit prea foarte mult. Da. Da. Energiile noastre, de fapt, se pot proba și putem să le simțim când suntem unii în prezența celorlalți. Așa, da. Prin spatele dispozitivelor. E un schimb de energie, da, e un schimb de energie și cu adevărat asta pot să spun că mi s-a întâmplat de atâtea ori să vedem persoane, mergem undeva, nu ne-a făcut nimic, cu toate astea simțim da, e vorba de care energie. Aici, da? Da, simțim de care de aici. Energie. E vorba de energie, da? Și probabil că și energia gândurilor persoanei respective, da? Gând da. Care se transformă în cuvânt, da? Sigur că deci da. Și în gândurile noastre sunt tot cuvinte. Mai avem 7 minute apropo, și da, gândurile noastre sunt tot cuvinte. Sunt tot cuvinte. Pe care ne rostim da, interior. Și uităm că aceste cuvinte pot fi folosite în trei feluri, da? Să vindece, să omoare sau să creeze un vis. Da, da? Sau să creeze un vis. Să da, se creeze adevărat, un vis. Sunt de acord. Și cred că ar fi frumos permanent să avem ideea asta că putem să creăm un vis cu cuvintele. Sigur, sunt convins de da. Lucrul acesta. Mai avem 7 minute și vreau să vorbim puțin despre cărțile pe care le-ai scris și acum știu că ai un lucru altceva. Da, am un lucru, sper să fie lansarea în septembrie. O carte care cred eu că o să placă, nu doar doamnelor romantice, da. pentru că pe un site de muzică, un site cu muzică veche, frumoasă, argentiniană, braziliană, postatorul da? Latinoamerican, postatorul respectiv a pus traducerea textului respectiv. Traducere în română? Traducere în așa. Română și asta m-a ajutat foarte mult și am creat la fiecare o poveste. O poveste frumoasă, o poveste de viață în care cu siguranță toți ne putem regăsi. Da? Domnii mai puțin, sigur, doamnele cu siguranță regăsim. Se da, vor și domnii, regăsi. Cred. Și domnii cred da, că se regăsesc. Pentru că viața nu este așa totul frumos și roz și da. Împachetată. Păi ar fi plictisitoare da. Ar fi așa. Ar fi plictisitoare, da. Și atunci cred eu că să fie o carte frumoasă, care o să placă, așa cum au plăcut și celelalte. Și sper să mă bucur de prezența oamenilor minunați, așa cum au însoțit de fiecare dată da. Și păi dacă va inclusiv și... de prezența dumneavoastră. Dacă... Păi dacă o să pot, o să vin cu mare drag. Da, am mai da. Fost la, în cadrul unei lansări la Muzeul de Artă. Da, acolo am făcut lansările da, întotdeauna, pentru mult că atunci. Întotdeauna mi se pare frumos și elegant să fie momentul lansării însoțit de un moment muzical, pentru că zic eu că aș obosi și aș și da în latura și de prieteni minunați care asta pe mine mă copleșește și vin să mulțumesc acum la final de emisiune prietenilor minunați pe care i-am în viață pentru timpul pe care mi-l acordă mi-l de fiecare dată și mi-l oferă pentru aceste bucăți de din viața lor. Așa. Și astăzi știți foarte bine că am venit cu o prietenă dragă, deci mi-a dăruit da, timp. Da, și mulțumim că da. A venit până aici. Să... Da, și sper că buchetul de cuvinte din această emisiune și cuvintele pe care le-am buchet. Rostit eu cu picături de suflet să rămână un ecou frumos în sufletele celor care vor viziona această emisiune. Cu siguranță așa va fi, sunt convins de lucrul acesta. Și cred eu că în toamnă, dacă va fi în toamnă lansarea și dacă da. Vom putea să ieșim, vor fi și acolo prietenii prezenți, pentru că vor fi, până la urmă, vor fi tentați
de carte și de ceea ce cartea conține. Da, constat legat că, de... spre surprinderea mea, mă pot mândri și așa a început și prietenia noastră în urma primei lansări, unde ați văzut că am avut peste 50 de persoane la o lansare. Așa. Ceea ce e mult, pentru că la o lansare vin 10 mult, persoane, da, 12 așa, persoane. Exact, și asta ne-am prietenit și sper eu să aduc bucurie, aceeași bucurie pe care am adus-o cu fiecare lansare de carte. Eu cred că va fi până la urmă un succes, pentru că și celelalte două cărți și mie mi-au plăcut. A fost un volum de versuri și o carte de proză, o proză interesantă și, apropo, tot așa romantică și cu picături de suflet. Cu picături de suflet, da. Și pe copertă existau acolo multe flori. Da, întotdeauna am ales imagini la dor pe pictorul Emil Vernon și am ales... De fiecare dată câte, da, da. Pentru că mi s-au părut așa că s-au armonizat foarte bine cu ceea ce am scris. El este scris. Un reprezentant al artei romantice. Da, da. A pictat foarte mult în zona aceasta. A pictat și copii și... Și chipuri de femei și domnișoare și de salon. Da, da. Foarte frumoase picturi de popor. Rezonez, vedeți? Rezonez energetic cu picturile lui. Și da, mi s-a părut frumos să coperta să fie... Eu sunt sigur că va fi o reușită, pentru că, dincolo de dorința de a publica, e parte, o parte din trăire, din trăirea pe care o ai, legată de viața, mă rog, cotidiană, sentimentele pe care le avem față de ceilalți, modul în care ne regăsim, valorile pe care le împărtășim și... Până la urmă, un mod de a comunica. E cuvânt și acolo doar că e scris. E. Să știți că de foarte multe ori mie îmi place să scriu. Mi-este mai greu. Nu că mi-este scris mai greu. De... Pe hârtie, da? Da, scrisul pe hârtie. Deci am rămas în de modă veche. De ce e mai important? Nu-i de modă este veche, bun, nu. Este bun. Scriitorii scriu, de fapt, pe manuscrise, deci, pe hârtie. Din ce am citit, da, din cercetările medicilor neurologi, chiar se face o conexiune între... Da, adevărat. Și ne ajută foarte mult. Cu toate că noi credem că atasta... E aceeași poveste, tastez cuvântul, poveste. Nu este. Asta ne ajută foarte mult. Cuvântul scris, de fapt, e și probabil că mă, de ce mă minții. Bucură? În momentul când îl scriu, ajunge, da, în minte, da, și acolo creează o poveste. Da, și o stare. Și o stare. Da. Să fie într-un ceas bun să îl publici. Mulțumesc frumos. Sunt sigur că va fi o reușită și această lansare. Mulțumesc că ai fost prezentă astăzi aici la Cafenea, am stat în fața cafelelor. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, a fost și onoarea noastră să vă avem invitată și sper eu că ne vom reîntâlni. A fost foarte interesantă discuția despre cuvinte și despre cuvânt în general, despre logos, cum îi spun grecii. Și cred eu că, apropo de informație, puțin dintre noi avem informațiile acestea legate de modul în care mânuim discursul și modul în care oferim cuvinte sau pur și simplu le aruncăm. Trebuie să fim mai atenți la cuvântul pe care îl rostim. Da. Și să avem întotdeauna bucuria de a dărui un cuvânt frumos. Da, asta ar fi foarte frumos să învățăm, numai că ne închidem. Ne închidem în noi și mai mult suferim. De fapt, foarte mulți dintre terapeuți spun că oamenii violenți sunt oameni care, de fapt, au nevoie de afecțiune, care au nevoie de atenție, care nu sunt iubiți. Nu... Și aici cred că e o realitate clară, adică se vede... Undeva într-un anumit segment din viața lor, cu siguranță că s-a întâmplat... Au ieșuat. Da. Au ieșuat emoțional, la asta ne referim. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru tot. Cu mult drag și mulțumesc frumos. Și succes în scrierea cărții. Doamne ajută, mulțumesc. Și eu. Doamnelor, domnilor, încheiem emisiunea de astăzi. Timpul trece, nu se face prieten cu nimeni, trebuie să încheiem și noi. A trecut timpul alocat acestei... discuția a fost o discuție interesantă, cel puțin pentru mine, despre cuvânt și despre modul în care utilizăm cuvântul. Invitat a fost Mirela Maria Ene, scriitoare și, până la urmă, așa cum ne-a spus, atentă la ceea ce vorbește și modul în care rostește cuvintele în sens pozitiv. Ne vedem mâine seară la o altă ediție a emisiunii. Până atunci, toate cele bune, la revedere!